Aproape două zile au la dispoziție suporterii Petrolului să-și cumpere bilete la partida cu Petrolul. Începând de vineri, 31 martie, la casa de bilete a Arenei Ilie Oană, vor fi puse în vânzare tichetele de acces pentru partida dintre Petrolul Ploiești și Petrolul Băicoi. Iar fanii au timp doar până sâmbătă la ora 17, ora de start a partidei, să-și procure bilete pentru un meci în care formația ploieșteană este obligată să câștige toate punctele. Prețurile sunt cele obișnuite, 6 lei la peluza 1 și peluza 2, 8 lei la tribuna 2, 10 lei la tribuna 1 și tribuna 0. Casa de bilete va fi deschisă după programul cunoscut. După etapa din weekend, săptămâna viitoare, miercuri 5 aprilie, Asociația Județeană de Fotbal Prahova programează meciurile rămase de disputat din faza optimilor Cupei României. Jocurile programate după ce la finele lui februarie, pe unele terenuri nu s-a putut juca din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Petrolul 52 și CS Blejoi, contracandidatele la câștigarea Ligii a Prahova, sunt deja calificate după ce s-au impus la Mizil, respectiv Trestioara. Alături de Petrolul și Blejoi, calificat în turul următor este și CS Păulești. Deținătoarea trofeului a trecut mai departe la masa verde. Asta după ce, la momentul când erau programate jocurile, adversara desemnată, ASE Tufen Băicoi, avea depusă o cerere de retragere din competiție. Tufenul a reapărut apoi în campionat după cuplarea cu Petrolul 95, dar cum retragerea produsese efect, AJF Prahova a luat decizia de a omologa respectiva întâlnire cu 3-0 pentru echipa din Păulești.